Hei, salutare și bine venit la acest video în care am să-ți arăt cum fac o ușă pentru Zen ca el să poată intra aici în shop-ul. Am fost prima dată la materiale de construcții și am cumpărat un plexiglas pe care, de fapt nu e plest, e policarbonat. Policarbonat solid, e super fain materialul, e și un pic flexibil și acesta o să-l folosesc ca și poartă, ca și ușă. Voi tăia cu flexul aici o gaură. O să măsurăm prima dată ca să ne asigurăm că intră cățelul. Și după aia am mai cumpărat niște, nu știu cum să le numesc, profile, eventual scrie pe ele profil colțar. Deci colțare din PVC albe care se potrivesc cu ușa și sunt de 4 cm de late și ușa are 4 cm de lat. Deci până aici totul e în regulă, o să fie foarte fain și na, o să protejeze ca să nu se taie. Am luat două, unul pentru interior, unul pentru exterior, o să se suprapune puțin ca să pot să dau și două găuri în el și cred că o să fie super fain. Am luat și două balamale pe care am să le pun la uștiță, deci da, o să vedem ce iasă. Hai să chemăm cățelul și să-l măsurăm. Până una alta, ce mi-am pregătit aici, așa un metru, un creion care sper să scrie pe ușă și mi-am pregătit flexul și o bormașină în cazul în care trebuie să fac la găurile. Bun, hai să chemăm cățelul. Zen! Zen, hai! Hai da! Ia uite ce căței frumoși am aici. Ciao. Da, și cu minți. Da. Așa, hai să vedem înălțimea. Stai așa, asta este măsor. Deci are, fix până aici, are 60. Mama mia, ce înalt e cățelul. Deci are 60 de centimetri înălțime. Și bubulica asta, ia. Hai Zen, vin, ia și de lat. Mamă, de lat 40. Mă, moare cățelul. Care este mai lat ca un, decât un porc care are 40 în numeri. Ok, deci 40 cu 60 am zis. Ia hai sus, nu te pune jos. Stai așa, stai să mai măsor o dată. Da, mare 60. Bun. O să trebuie să fac puțin niște calcule. Să văd cât las jos de la ușă. Ca să intre și cațaua asta mică. Las 10 cm aici. Așa. 10. 10. 10. Și la. Cred că să încerc prima dată aici să-l fac. Da, o să fie provocator. Ia hai Zen, vin aici să te văd. Hai vin aici, hai să-ți explic ceva. Hai. Ia hai vin aici, hai. Hai să vezi aici. Hai să dăm. Facem proba. Dăm ușa după tine. Dacă e până aici, intri, intri. Pe piticana asta mică, ați văzut-o voi? Ați văzut? Ce pitican e mic am aici. Ia uite, vede cât e de frumoasă. Știi? Mănâncă un pic de urechea. N-are chestie de mâncat urechea. Thank you.
Ok, ceva am marcat pe aici. Lăsăm și un bolboc. Cari, haide să-ți cumpărere aici. Uite aici. Așa, arăți mult. Mega aura. Aia e ușița. E cam mică. Nu, nu poți să fac mai mare. Păi încape, zi-mi pe acolo, nu vei încape. Încape. Crezi? Păi ideea e să intre, nu să... Ideea este să intri și să iasă, ca un șoarec. Păi aia îmi permite? Îmi vreau să stai toată ușa. De ce? De ce? Ideea e să intre, na, să intre și să iasă, nu să intre ca o ușă mare. Deci asta care e mult mai mare decât o ușă cumpărat. Deci alea, ușa XXL, cea mai mare, e de 38. Deci am făcut asta de 40. Credeți-mă de dacă eu am făcut pentru câine de lup de 38? Da, e vorba de... Trebuie să-l faci mai înaltă. Poți să-ți iei căței, că vreau să tai. Și bubulica asta, bubulica. Punem bateria, aici am un acumulator de 5 amperi. Și să vedem, ușa e închisă. Bun, de găurit am găurit, sau de tăiat am tăiat, nu știu cum să zic. Dar din ce-o fi ușa? Na, uite ce fac gură are ușa.
Deci uite din ce era făcută ușa. Super tare, așa-i? Da. Ca să vezi. Ok. Da. Acum, teoretic, avem chestia asta. Dar avem gaură. Da. Dar de ce să pleacă mai mic să trebuie așa ce plouă? Vă ziceam ploaie. Și mai mic ploaie pe care. Na, uite, aici ce pun, am așa, am șuruburile astea cu cauciuc, cu șaibă de cauciuc și cu cheie de 8. Asta le punem. Poți să mai tai.
Dar poți să scoți capul. Hai. Fain? Nu-i pierde pe jos. Nu că e fain. Mai sigur. Intră musai. Intră. Mi se pare acolo că n-am pus. N-am pierdut de pus. Să vedem să stai. Zen! Hai Zen, vine aici. Audir? Hai. Hai Zen. Hai, vine aici. Hai, da. Hai. Hai, vine aici. Zen. Hai, vine aici. Hai, da. Hai, da. Hai, da. Hai, da. Țințăroasa. Să nu pui mâna. Să nu pui mâna că te tai, Cari. Mare atenție, mare atenție. Bravo, Zen. Bravo, ăsta e locul tău. Bravo. Hai. Hai, ieși afară. Acum ți-am făcut poftă. Hai, ieși afară. Hai, da. Hai, du-te, du-te. Să nu stai și amândouă. Da? Ma! Șoricica!
l-am făcut. Care așa rămâne deocamdată, ca să mi se usuce siliconul. Dar ei poate să-l folosească, știi? Da, cred că nu am înregistrat și am vorbit degeaba. Dar nu-i nimic, mai filmez o dată. Uite, aici sunt ei, uite ce frumos se joacă. Deci uite cum arată bucuria. Uite cât e de fain. Deci îi mâncă urechile. Așa, bun, hai să vă arăt și ce am făcut. Deci asta e ușița pentru căței. Aici, pe aici o să intre, o să meargă în șopru. Deci aici e șopru. Și vor avea, de fapt au acolo un pătuț unde se pun, se mai ascunde ploaie. Așa arată din partea asta la alta. Deci eu sunt mega bucuros că am reușit să fac șmecheria asta pentru ei. Și da, v-am arătat materialele. Încă nu am pus plexi policarbonatul acesta. Urmează să-l pun, dar da, pentru asta mai facem un video. Și în încheiere, asta a fost videoul. Sper că v-a plăcut cum am muncit eu aici ca să fac ușița pentru căței. Nu știu cât timp, probabil vreo oră, ceva de genul. A durat până am făcut toate chestiile astea. Nu m-am grăbit, n-am făcut lejer. Cum ați văzut, am pus și silicon special pentru geamul și ușa, l-am pus acolo pe lângă să nu se infiltreze apa. O să vedem cât de bine ține. La urmă urme, e o ușă pentru șopru, deci nu contează chiar foarte mult. Ok, nu uitați să dați un subscribe ca să vedeți mai multe videouri în care lucrez pe aici, pe la căsuță, pe la sat, și scrieți în comentarii dacă aveți ceva întrebări, am să încerc să vă răspund. Ok, vă salut, pa, pa!